citat ca martor într-un dosar DNA și de aceea mă aflu aici. Nu am alte detalii să vă dau la această oră, dar vă promit, când voi ieși, voi face declarații. În calitate de ministru al justiției, că bănuim că asta ar fi legătura dumneavoastră, ați fost implicat în avizări, în chestiuni legate de ANRP, de despăgubiri, la modul general, punctual, în anumite cazuri? Ca minister, ministerul nu era implicat în chestiunea despăgubirilor. Dar nu știu alte detalii să vă ofer. Vă promit, când ies, stăm de vorbă, vă răspund. Nu trebuie să referă această investigație la vreo intervenție la dumneavoastră. Tot ce știu e că sunt citat ca martor. Alte informații nu am. Ce pot declara este că am dat o declarație de martor în legătură cu aplicarea unei proceduri de desemnare a unui reprezentant al Ministerului Justiției într-un grup de lucru interministerial. Este vorba despre Alina Bica? Am arătat că această procedură cuprindea emiterea unei adrese de la Secretariatul General și trimiterea unei adrese de răspuns de la Ministerul Justiției către Secretariatul General. Această procedură a fost respectată perfect legal de către Ministerul Justiției. Alte detalii legate de dosar, nu vă pot oferi, pentru că nu doresc să prejudicez repet, declarație de martor în legătură cu procedură legală de desemnare a unui reprezentant în Ministerul Justiției, procedură care a fost perfect respectată de către Ministerul Justiției. Nu e nicio problemă, dar procurorul să lăbărească acest aspect. Este vorba despre Alina Bica, domnule? Sau în ce perioadă? După cum v-am spus, la rugămintea procurorului de caz, pentru a nu prejudicia mersul anchetei, alte detalii nu vă pot oferi, decât că la nivelul Ministerului Justiției procedura s-a respectat perfect legal. Dar măcar neoficial ne puteți spune despre ce anchetă e? Încă o dată, dacă ar fi vorba de alte subiecte, știți bine, putem discuta și neoficial. Dar nu puteți să-mi cereți mie, care cred totuși, sunt prezumat că înțeleg cât de important e un act procedural, să prejudicez o anchetă. Nu o să fac acest lucru. Mai mult de atât nu vă pot preciza, dar dumneavoastră văd că știți o groază de lucruri.